Echipa de fotbal Steaua București are șansa de a se distanța la 5 puncte în clasamentul Ligia 4 -a, dacă va învinge sâmbătă pe teren propriu pe ACS Bucharest United. Cu 115 reușite în primele 14 etape, Steaua are o medie de 8,2 goluri marcate pe meci, iar o mare contribuție la aceste cifre le au și doi dintre cei mai informat atacanți din Ghencea, Florin Răzdan și Andrei Antohi. Nu, cu siguranță nu este un derby, îl pregătim ca orice, orice al meci și ne dorim doar victoria. Veți avea în față o echipă care a primit doar 6 goluri în acest sezon. Da, da, noi am primit unul și am dat 100, 115 goluri, deci nu este o problemă pentru noi să marcăm uh, iar multe goluri. Vârf de lance, meci de meci, Andrei Antohi consideră întâlnirea de sâmbătă una obișnuită și nu vede niciun obstacol în drumul stelei spre o nouă victorie în campionat. Poate fi considerat un derby din pricina clasamentului, în schimb, cu siguranță îl vom pregăti la fel de bine cum le-am pregătit și pe celelalte și vom simți ca de fiecare dată victoria. Să transmiti un mesaj suportelor pentru meciul cu United. Le mulțumesc pe această cale, i-am simțit aproape tot timpul și cu siguranță sâmbătă o să vină număr destul de mare și o să ne susțină la fel de tare. Partida dintre Steaua București și București United va avea loc sâmbătă 23 noiembrie de la ora 14 pe stadionul din Berceni și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.